Campioana Moldovei în exercițiu șerif și-a trecut în cont a șasea victorie consecutivă în divizia națională după ce duminică a umilit-o cu 6-0 pe rivala sa din Tiraspol, Dinamo Auto. Viespele au deschis scorul în minutul 23 prin Wilson și l-au majorat la ultima fază a primei reprize, când Castaneda a marcat după două faze monumentale ratate de colegii lui. Dreaptă, l-are în față pe Dijinar, vine din spate și recuperează Mihailov și acum Bang. Gol! Recuperează din nou rapid gazdele, Castaneda și gol! La jumătatea părții secunde, Abang a punctat pentru 3-0. Ulterior, Șerif s-a instalat total la cârma meciului în minutul 71, când Fedorov a fost eliminat. Cu un om în plus, galben-negri au mai înscris încă de 3 ori până la final prin Diaye și Abang de 2 ori, jucător care astfel și-a trecut în cont tripla. Își pregătește șutul, o face și gol! Trage un balon față în față cu Kondratiuk. Urmează centrarea în care Abang și 5-0. Va juca în deplasare la Bender cu FC Florești, iar pe 2 august. Deși echipa lui a învins categoric, Zoran Zekić a declarat că disciplina continuă să facă probleme în jocul Șerifului. No, конечно, что есть много ещё проблем. С такой дисциплиной в Европе нельзя играть, так что La rândul său, Alexander Camaldinov a dat vina pe ghinion. Первом тайме, думаю, это сыграло на результат. Вот эти аж факторы. Футбольный клуб Динамо Авто как будет перестраиваться после двух таких матчей против Светлана Георгия Шерифовича психологически? Ну, я думаю, у нас сейчас есть неделя. Я думаю, за эту неделю мы все-таки исправим все, что у нас не было. Я думаю, ребята восстановятся после травм. Я не думаю, не такие уж это большие травмы, это как бы должны восстановиться. După 6 etape, Șerif continuă să conducă detașat în divizia națională cu punctaj maxim, în timp ce Dinamo Auto rămâne pe poziția a 5-a cu 9 puncte.